Cuvântul cheie pentru videoclipul de astăzi este... manipulare. Cum convingi peste 1 milion de oameni că are loc o invazie extraterestră? Răspunsul ni-l oferă Orson Welles, regizor american de film și teatru. Acum 80 de ani, o lună și două zile, ca să fiu mai exact, noaptea de Halloween în America, un post de radio a întrerupt programul obișnuit pentru a anunța că pe planeta Marte se pot observa mai multe explozii. Puțin mai târziu s-a întrerupt din nou pentru un reportaj din New Jersey în care se anunța un cilindru uriaș a lovit Pământul. Povestea convingătoare a reporterului și sunetele specifice de pe fundal au reușit să adune în fața radioului peste 1 milion de ascultători. Curiozitatea a fost treptat înlocuită cu frică. Extraterestrii invadau New Jersey și omorau pe oricine le ieșea în cale. Mulți oameni se grăbeau să evacueze sau pur și simplu așteptau să moară în orice clipă. Trebuie menționat că toate acestea se întâmplau înaintea erei televizorului în anul 1938. Nu putea nimeni să posteze pe Facebook hashtag invazie extraterestră falsă sau ceva de gen. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat. Cum a fost posibil ca atâția oameni să fie păcăliți? Orson Welles a pus în scenă radiofonică un celebru roman SF, Războiul Lumilor. Welles a ales să difuzeze scena cu puțin înainte de terminarea unui show foarte îndrăgit de pe alt post, așa că mulți oameni au pierdut introducerea în care spunea că este interpretarea unui roman. Declarațiile ascultătorilor de după incident au arătat că în acele momente de panică oamenii găsiseră asemănări și în realitate. Pentru că nu era nimeni pe stradă, credeau că toți ceilalți evacuaseră deja. Deci, iată, vorbim despre unul dintre cele mai mari cazuri de manipulare din istoria modernă a lumii.